Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Watch Dogs Zone. Oameni buni, era cât pe ce să cauzăm și un mare mic accident acolo, dar nu asta contează, contează că vom continua toată nebunia cu Bad Bug, pentru că a sosit momentul să-l trimitem în clădirea lui Iraq și noi să-l urmărim și să reușim să ne infiltrăm pe acolo. Vedem noi cât de ușor sau cât de greu o să fie. Și după cum bine vedeți, am renunțat la acel mod pentru că erau niște mici băgulețe care cam stricau experiența de joc, dacă sunt așa, sau ce puțin nu prea merita efortul să... Ah, ok, iar avem bug-ul cu infinite loading, atunci hai să ștergem modul, îi punem fișierele normale înapoi, iarăși tot așa și tot așa, înțelegeți? E o întreagă nebunie pe acolo de făcut de chestii, dar oricum suntem trecuți de jumătate jocului. Dacă chiar vreți să mai căutăm vreun mod de grafică, poate o să caut doar unul de grafică și atâta. Bun. Hai să vedem noi pe aici cum ne introducem noi pe aici. Planting a bug. A bad bug, v-ați prins. Așa cum ar trebui să plantați și voi un buton de like. Sau bine, să vă plantați degetul pe butonul de like. Aha! Asta de fapt răspunsul corect. Bun, ia să vedem unde ne ducem noi aici, să vedem ce putem rezolva. Start the mission. A, chiar plantăm ceva acolo. Mă panicasem puțin când am văzut că nu se mișca. L-am zis, mamă, e gata treaba. Bedbug better come through. Putting a lot of faith in this kid. I don't know if he's up for the job. He's the cleanest way in right now. Let's hope I don't kill him. E posibil să nu... E posibil să nu fie capabil, dar hai că vedem noi ce facem. Bine, nu-l omorâm, dar... Sau bine, n-o să-l și omorâm, gen... Dar jos să moară, da, totuși. Ok. Am nevoie de o mașină. Iar mașina mea văd că nu este nicăieri pe aici. Cred că putem comanda o mașină, dar e o motoretă aici. Iar motoretele sunt mult mai practice. Au, aia e mașina mea, de fapt. Uite, am zis, ce mă cu mașina asta? Ce cu ăla de blochează traficul? Dar, de fapt, eu eram. Asta, motoreta e mai practică pe aici. E un pic mai responsiv, că nu e vorba de controle. Motoreta asta, așa, se-mi pare că face stânga-dreapta mult mai ușor decât alte mașini. Opa. Am văzut... de-aștia cu roșu. Ok, deci noi trebuie să ne infiltrăm pe aici. Stai așa că vreau să fac sigur că nu vede nimeni. A văzut cineva. I'm gonna fucking shoot you in the face. L-am rezolvat și pe ăsta. Opa, stai așa că sunt niște băieți în față. Mă bucur că ăștia de aici nu zic absolut nimica. Bun, acum putem să mergem rapid. Entering the restricted area. Vedem pe aici, poate nu e nevoie neapărat să-i mai căpăcim pe toți, dar e satisfacția mea, știi, de a da câte un one tap de ăsta mișto. De-aia zic, e un pic prea drăguț. E drăguț, prea ce trebuie. Așa, vedem pe cine cum putem elimina. Tripul ăla din spate de acolo, cred că să-l căpăcim. Nici n-am destul focus să zici că faci ceva, sau? Bine că sunt toți trei acum. A mers. A mers. Super! Mamă, deci dacă aveam și sniper cu silencer, nici nu vezi să vă imaginați. Ok, deci ne-am deschis ușile aici, acum ce facem? Yeah. Are you ready? Yeah. Where are you? Close enough. Go. My finger's still on the play button if I think you're stalling me. Mamă, săracul Bad Bug. Fii atent acum.
A, ce facem? Cred că trebuie să-l urmărim noi prin sistemul de... de supraveghere. He trusts you. You made sure of that. What's on Iraq's floor? I don't know, man. Rooms? There's one room Iraq don't let nobody inside. You're going in today. Oh, no way. I can't. Listen. It's got some security door. You're covered. Just get your phone near it. You're going inside that room. I ain't no snitch. I don't talk to the cops. Good. Nu sunt polițist? I'm not a cop. I'm so scared, man. Just listen to what I say and move when I tell you. I'm gonna watch out for you. Okay, okay. Go, quickly. I'm going. It ain't worth it, man. Okay, move. Hai, repede, repede, jur. Relax. Oh, stai că vine asta. How old are you? 19. I'm 19, man. Jesus. You're still a kid. Grandma says I was always big for my age. Move ahead. Move. I shouldn't be here, man. Știu că n-ar trebui să fie aici, dar... Ai? Asta e viața pe care ți-ai ales-o, lil bro. Așa că nu prea am unghiuri bune. Move it. Yeah, yeah. Go, go. Stay low. I don't want to do this. Așa că n-am un unghi mai bun să-i dau. Că să nu-l vadă niciodată după. This is crazy. Okay, now. Alright. Go, go. Stai așa, cred că între camera asta de aici. Așa. Now, go. Okay. Move. Fuck, man. Fuck. Go, quickly. Yeah. Why are you hanging around with these assholes? And my family. Well, I thought they were. You got family? Hai, bă, băiatule. No. Probably. Oh, shit, man. Don't make me laugh. Yeah, that could be bad. That's a camera, no? Hey, I don't want to do this. Oh, no, that's a camera. Stai, atrage-l din nou. Okay, now. Yeah, yeah. Go, go. It ain't worth it, man. Bun. Stop! I got a gun! Huh? My mama, that shit moving, bro. Now, go. Yeah. Stop. I shouldn't be here, man. Go, go. Stay low. Așa mă, gata. Okay, move. See that door? Unlocks ain't no invitation. Așa mă, gata. Only a rat can get in, man. Hold on a sec. Dar pare că e cineva înăuntru, se aude că se ceartă cineva. Computer's through there. Why are you doing this, man? This ain't your world. It's complicated. We got plenty of time. Iraq was involved in something that hurt my family. I want answers. That ain't so complicated. Stai așa. Îți găsim un unghi. Oh, fuck. Stai să pregătim terenul. A, n-a pregătit terenul deloc. Păi, cum se presupune să aduc aici? A, de aici. Come on, man, I can't be in here.
expecting this. I told you, man. I told you, ain't nobody but Iraq. Quiet. Vai de mine! Băi, și cum ar duc eu net de aici? A, de aici. Vai, leu, stai așa. Picăciune, bă, frate! A, nu, stai așa, trebuie să-l ții. De aici trebuie. Nu știam, Dumnezeule, trebuie să mai trag net. Așa. Trebuie de undeva de mijloc să aducem. Dar nu putem așa. Cât pe stilul ăsta. Așa. A, dar să tai accesul. A, stai mă, că era bine. Nu văzusem aia. Gata, mă, intră. Al tău e. News. Jesus, that's some serious hardware. Opa. There, get close. Mare server, bă. Shit. What? Just stay there. No. Wait, that's not enough. Go back. Da, sigur o să aibă efect aia. Man, boy, what's this shit? No, look, it ain't what it look like. What it look like to you? Cause it look like a super size fucking betrayal to me. How the fuck you even know? Oh, ce asta? No, I love you, man. You know that. Who bought you, Quinn? No, don't wait, man. Don't you lie to me. No. Don't you fucking lie to my face. This how you repay me for taking you in? Come on, cuz, I look, we family. You know it wasn't me. He made me do it. What the fuck? He's real close. No, don't drop me, cuz. Don't drop me. Get down there, find that bitch! Oh, fuck. Săracu bedbug, bro. Săracu bedbug. Keep looking, I want this bitch down. Don't see him no more. Bedbug, what just happened? He did everything right. In Iraq, did he just murder his own cousin? Did I get him killed? E o posibilitate. I didn't get much data. I hope there's enough. Ideea e să fie ceva ce poți folosi. That's for sure. Mamă, trebuie să ieși dintr-o edita zona. Easy. Super easy. Mă vreau să spun că să ne întoarcem acasă. It was only a partial download, but I definitely got something. It looks like his computer is full of blackmail on everybody. Whoa. Listen to these folder names. Police chief sex tape, Loon CEO bribe, CTOS breaches. Rack sitting on the most dangerous weapon in the city. When did the cops stay away? He's probably had a chat with the police chief. Can you see what's inside the folders? Not yet. I'm trying. Is there a folder for the Merlot? Merlot. Yes, there is. Good. Yowz. I'll be there soon. Deci Merlot, job-ul unde am fost noi. Ok, be there soon, adică ce facem? Nu, ah, nu putem da fast travel. Trebuie să așteptăm să termin misiunea. Oh, stai așa, alo? Hey, is this thing still work? Bedbug, you're alive. You need to get out of there. I am out. Huh. I just thought maybe I could help you get your answers, you know, about your family. That video we saw on the screen. Iraq asked me about it, asked me what I knew about Rose Washington. Rose Washington?
I don't know who she is, but that's the girl in the video. Iraq says she's dead. Okay, thanks. That might help. Yeah. You and me? We done? We're done. You did good, big buddy. Wow! American l-a omorât. Bine, cred că ești din cauza că Tyrone ăsta, Tyrone, doamne, ai reacție la frate-su. Bă, și unde mi-e quest-ul? Doamne, urăți jocuri de-astea care trebuie să te fac să aștepți după misiuni, gen zice, bă, stai așa, acum, vezi? Arax got dirt on a lot of people. His computer's full of it. Everybody from politicians to CTOS execs. The Merlot is in there too. I knew it. I told you it was there. It's encrypted. I don't have access to it, but that video we found at the Merlot, the woman's name is Rose Washington. Rose Washington. I know that name. Wasn't she with CTOS? Aiden, you had paid her. I followed your IP. Now give me my sister. But we're just starting. That video is important to someone. Important enough to attack me, to attack your niece. Careful, Damien. Come on, I know you want to follow this to the end as much as I do. That wasn't our deal. Oh, but it was. You said it's encrypted. Then your job's not done. No, you're not gonna do this. I can do whatever I want. Hey, it's me. Nikki, how you doing? I'm tired. They're taking care of me, I guess, just... Get me, please. Okay, there's other people with you. All right, that's fine. Just be ready for anything. I'm coming to get you. I need to see Jax. How's he doing? He's a brave boy. Takes after his mother. But he's stubborn like his bullheaded uncle. Ce trebare cu închisul? Doesn't take no for an answer. Time's up. Ta-ta. Un pic de Alabama pe aici sau ce? Băi, deci zice... A, Rich acolo. Deci, bine, a zis uncle, n-a zis father. Era ceva să zică chestia asta, că era și mai și... Bun. Ia să vedem noi aici ce rezolvăm. Clara, zim niște vești bune. În afară că arăți foarte bine. Everything all right? I didn't get much. The upload was cut. De ce plânge? Shit. I knew it. Okay, I have to find a way in myself. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. What am I supposed to do? Damien has Nikki. Just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah, I'm not going to give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. All right, well, let's just deal with one problem at a time. Okay. Right? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? T-Bone. Hey, what about that, that crazy guy? Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. I know how to be discreet. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Wow, che. Raymond Kent. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTOS startup. He created the encryption. Okay, deci el care a făcut encripția asupra chestiilor pe care le-am găsit noi. Well, he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he built this room. He's a genius. No, I mean a legend. I'm guessing legends aren't easy to find. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year. He's lurking somewhere. E sigur are el vreun sistem ce îl face să detecteze dacă cineva îl caută. We start there. We get Kenny's last known point and work backwards. He's been gone over a year. This could take a while. There. He's covered his tracks very well. But he's bounced through one location a few times. So we trace it back and we find his location. In theory, yes. You need to reach that point and connect me to the computer.
I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Eu crezi că Tobias de fapt. Da, de fapt asta e invers. Cheamă Kenny. Bine, seamă puțin și cu Kenny, din ce mi-aduc eu aminte, cu Kenny din The Walking Dead. Unde e asta de ieșire? Așa. Găseam ieșirea din ăsta. Oh, era ceva hârtie. Ah, nu era cu coda, am crezut că era ceva hârtie. Bine, mai aveam și profilul activ acum. Dar arăta ceva hârtie nebună pe perete, dar era de fapt un fel de... Ăla, mă, cum se cheamă, interfon, ceva, ceva. Ajuns? Are we there yet? A tot pe ușa aici. No, nu știu ce, am un obicei de la, cred că de la alte jocuri, unde te intri pe ușă și te aștepți să ieși pe alta. Nu, nu, nu vreau mașina, nu vreau mașina, mașina e lentă. Îmi place că ai intrat pe ușă și ai ieși pe alta. Bun, cum ajungem și unde ajungem? Aici, nu? Păi nu mai ușor dau fast travel de aici? Nu poți să dai fast travel până acolo? Bă, ce înseamnă mă jocmânia asta? Cam aiurea, sincer. O, alu? If we find Kenny, you need to be careful. He's a very dangerous man. Dangerous, huh? What's his... De ce e periculos? He's a Bloom whistleblower or a cyber terrorist. Depends on who you ask. He delivered his message by blacking out most of New York State. I remember that. 2003. Not just New York, that was most of the Northeast. Killed a couple of people. What the fuck? 11 people. Called it a software error. The hell was his message? Kenny was trying to warn everyone. He didn't trust people inside Blue. But I don't think he expected anyone to die. Now he's in hiding. And we're about to find him. The place you're going is the very end point of Raymond's last signal. Hackers hide their location by routing their packets through botnets. Yeah, it's a good trick. I've tried it myself. He's probably bounced his signal all across the globe. We'll have a problem if that signal ends in China or some faraway country. No. Aia ar trebui. Și o problemă. If he's gone off the grid. If this is Kenny's ex-Bloom, something tells me he wants to stay close to the action. Maybe. But if he really was in Chicago, why has he been so quiet? He's not the kind of guy to just sit back and watch. You said he killed those people. Must be a pretty price on his head. Good reason to stay underground. Bine, da, corect și asta, dacă au murit 11 oameni, clar, Raymond ăsta se ascunde. Aiden, we might have a problem. I'm picking up a lot of chatter about Raymond Kenny. That's strange timing. You said this guy's been dark for a year. I think we might have alerted someone when I find Raymond's signal. So we'll have company waiting for us. All right. Ah, avem pe cineva pe aici? Oh, chiar avem. Oh. Nu foarte mulți. They're sending someone out. A tech guy, I guess. I think they want something from the computers. This is a lame contract. We better not get screwed on payment. I'm still getting my rate. This place is a dump. Looks like no one's been here in months. Ah, v-am zis că e aceeași locație unde ne-am bătut cu ea mulți atunci. Dar nu e, nu e. Stai așa, poate au ăștia vreo bombă. That can't be normal. That's not right. Stay. What the? Oh, fuck me. Gata. Nu se adună și ăștia înăuntru, mă? Hai, vă, pe aia, să acolo-s departe. Și când am venit eu nu era nimeni în afară și acum au ieșit toți în afară și nu mai nimeni înăuntru. Care erau șansele? Opa? Ah, asta. Gata, mă. Ok, am zis că poate... Oleu!
Ai de viața mea. Stai, camera asta. Gata, bun, a scăpat de ei. Oh, hello. Someone's on to us, Clara. Let's make this quick. What am I looking for? Connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. Ce computer? Vedeți, un calculator aici, nu știu ce. Mai să fie chiar e un calculator aici. Wow. Old school shit. No wonder good cops can't shut the club down. No, pare că ești ceva mixer pentru microfoane, că așa pare a fi acolo 3 mufei, 4 mufei XLR. Clara, it's online. Here come the boys. What the fuck, mă știu. E gata. Mamă, stai că s-a adunat băieții. Auci? Montreal, New York. Stai un pic, bre. Așa. Vai de mine. Aolo. Please tell me we've got it. Still going. Bă, dar cum ajunge bă ăsta cu shotgun-ul așa sus? Stay focused. Mers mai bine decât mă așteptam. Băi, dar mai am ăsta, mă. Oi, oi, oi. Nu, mă. Așa. Hai, la aștept și pe ăsta să iasă de aici. Bro, tot pistolul e cea mai bună armă, n-aveți ce să spuneți. Bine, la distanță nu prea e. Hai. Gata. It's done. Honey. Honey. It's the best you could come up with, Ray. Ce pony. The hard drive. I don't want anyone else tracking Kenny. Oh, pe bune. Mai vin. Oh, fuck, e o mașină de pompieri ăștia. I know, I'm on it. I'll shut them down. Hurry. Trebuie o mașină bună. Asta. E, dar nu-i prind eu acum, fii atent. O, dar ce camera așa de sus? Am zis că poate e mai ok dacă dau camera mai departe, dar nu. Ridică camera prea sus. Mamă, ce buldozer e. Bă, e buldozer, nu oprește nimica. Be advised. We have a fourth
pas joc. Nici un semafor pe aici să zici că faci o treabă. Hai că ne prinde și poliția de acum. Gata. Ui, ui, ui. Kimmy's mine now. Pawnee. Huh. Why does he have to be in Pawnee? Unde-i Pawnee? Oh, vai. Rip oamenii de acolo. Aproape. Aproape că făceam, mă level up. Stai așa și câte mai avem, câte de-astea puncte avem? Ai, voiam să dau pe skill-uri. Am 12 puncte, mamă, țineți-vă la hack-uri. Toate astea de hacking le vreau. Pentru că sunt foarte OP. Vă spun sincer, sunt foarte, foarte bune. Bine, ATM, boost hack, prea cumpărăm lucruri ca să zici că am nevoie. Baterii. Și după aia restul la combat și ce ne mai interesează. Bun. Job's done. I got what I need. We're ready. You're actually going after Ray Kenny. I can't believe we found him. Haven't yep. found him yet, but we're close. He might not even help, you know? If he decrypts those files, he's exposing himself. This guy was a whistleblower. You said those files had blackmail on the loop. There was blackmail on everyone. I think an ex-Bloom radical would find that hard to resist. When you find Ray Kenny, what do you have to offer him? We've seen what happens when we dig. If he helps us decrypt those files, he's exposed. I'll find something. There's a reason he's hiding. Yeah. He turned against Bloom, exposed their abuse. I can work with that. You're going to threaten him? No. No. A whistleblower wants justice. He may be looking for a cause, and I can definitely give him one. Nice. E bine, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Watch Dogs 1. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa.